Hai comprato eccolo. Wow, ce bomboane ai, bomboana? Da. Dar pentru cine? Pentru tine, pentru toți, pentru mano, pentru tine, și pentru mine. De unde ai cumpărat bomboana asta așa mare? De la Caxa. De unde? De la Caxa. De la Caxio? Nu. De la Caxio? Nu. De la Casco? Da. Oh, dar nu e cam mare bomboana asta pentru noi? Da. Eu n-am mai văzut așa bomboană mare. N-ai văzut? N-am mai văzut, mama. Eu ai văzut că e acolo. Dar este... Ce scrie acolo? Ce scrie? Să cumpărăm bomboană foarte mare. Să cumpărăm o bomboană foarte mare? Da. Dar a fost scumpă? Da. Foarte scumpă? Da. Dar cine a cumpărat bomboana asta așa mare? Tata a cumpărat-o? Da. Pentru cine? Pentru tine, și pentru mamă, și pentru tata, pentru tine, pentru mine. Da, nu e un pic cam prea dulce bomboana asta? Eu cred că are foarte mult sugar. Nu. E bun sugarul? Da. Cum e sugarul? Tata, e înăuntru, nu poți să-l vezi. E înăuntru, dar intră în burtică când îl papi? Nu, numai bomboanele. Numai bomboanele intră în burtică? Da. Nu. Și supa, și cookie. Și supa și cookie intră în burtică? Da, banana. Dar sugarul nu intră în burtică? Nu. Dar ce înseamnă sugar? Da, sugarul e yummy? Nu. Nu, yummy, nu. Acolo. Dar nu pune acolo mama în congelator, nu poți să pui acolo că rămâne fără bombonică. Pune acolo înapoi pe countertop. Pune aici înapoi. De ce pui acolo? Ca să topăm. Zayan, bomboana aia e papa? Uh-huh. E sigur? Eu nu cred că e papa. Ba. Ia zim tu, zim alte mâncăruri, zim alte papa. Dă-mi exemplu de alte papa. Ce mai e papa? Supă. Supă e papa și mai ce? Bobo. Bobo nu e papa. Ba. Nu, ia mai zi, ce mai e papa? Ce mai e papa? Ouă. Ouă? Mhm. Ce altceva mai este papa? Dalisen. Ha? Dalisen. Dalisen? Ce e Dalisen? Nu știu ce e. E o fel de supă, dar nu e supă, e ouă, Dalisen. Eu n-am auzit de așa ceva, de unde ai auzit așa ceva? De la tata. De la tata? Da. Și e bună? Da. T-ai mâncat? Da, eu am mâncat. Acum mănâncă bomboana de maie. Acum mănânci bomboana aia? Da. Dacă, Zayan, dacă bomboana aia nu este... Bobo, dacă e altceva. De unde știi tu că e bomboană? Păi ce? Da, asta. Pentru că ți arată acolo că e bomboană? Da. Dar dacă nu e adevărat, mama, dacă acolo nu e bomboană? Poate e numai o poză. Poate e numai o poză cu bomboană, dar poate înăuntru este altceva. Dacă este un șoricel? Îl bat pe șoricel dacă e înăuntru. La bomboana de maie. Dacă s-o băgat înăuntru și-o păpa toată bomboana și nu mai este nimic, numai șoricelul. Îl bat cu lemnul. Cu lemnul bați? Da. Dacă eu fost foame la baby șoricel. Ce faci? Mi-a fost foame și s-o băgat acolo în pungă și nu a putut să mai iasă. Și-a mâncat toată bomboana. Ce facem? Împutăm pe șoricel. Împușcăm pe șoricel. Dacă mă bat toată bomboana aia mare. Dar dacă este altceva, dacă este un bear, dacă este un ursuleț acolo. Mai e să? Da, și-a făcut mic, că s-a băgat acolo în pungă. Ce spui? Zayan? Dar ce culoare crezi că e bomboana? Ce culoare crezi că e bomboana? Roșu? De ce crezi că e roșu? Pentru că are hârtia roșie? Dar ce culoare e ciocolata de obicei?
când te uiți la ciocolată, ce culoare e? Green! Green? Mm-hmm. Ai mâncat tu ciocolată green? Mm-hmm. Unde? E numai hârtia e green, dar ciocolata ce culoare e? No, hârtia! Poate că... Dar eu n-am văzut ciocolată green. Nu cumva e maro? Băi, e maro. Te gâni. Ciocolată green? Da. Te bălă. Te gâni. Iar te-ai încurcat. Te gâni. Green? Nu. Black. Black vrei să spui, da, este maro și neagră. Zion? Zion? Da. Dar pentru cine s-a creat ciocolata? Pentru cine au făcut oamenii ciocolata? Pentru cine? Pentru tine, de pentru mâna, de pentru tata, de pentru tine, de pentru mine. Și pentru toți copiii? Da. Zion, dar vrei să dăm ciocolată și la alți copii? Da. La cine să dăm ciocolată? La Noa, la Oden, la Claudia, la Ella, la Hena. Să le dăm și lor ciocolată? Da. Ok. Le bombonă din ată. Ok. Da, Zion? Mm. Ia cântăm Happy Birthday dacă vrei ciocolată. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mai un pic și o să fie Happy Birthday-ul tău. Și-a luat Abby. Și-a luat Abby, a fost. Zion, dar câți ani faci tu? 3 ani? Și înseamnă că ești mare sau ești mic? Sunt mare, iaute. Wow, ce mare ești! Dar de ce ești așa mare? Ce ai făcut? Cotonane. Ce ai găsit acolo? Sugar? Sugar? No. Ce a făcut mama acolo? Strawberries? Da. Mâncare cu tovii. Cu cine seamănă strawberry asta? Cu cine seamănă? Cu un nene. Cu un nene? Da. Dar nu-i cam mare aia pentru tine, ia alta mai mică. Uite, ia-o pe asta. Ia-o pe asta. Ai grijă că pică. Ține-o bine. Ține-o bine. Ai băgat-o toată în gură. Toată. Dar ce ai mâncat acolo? Ce e ăla? Căpșuni cu frișcă? Sunt bune? Zion? Vreau să știi că m-am bucurat foarte mult să vorbesc cu tine. Da. Hai aici mai încoace să te văd mai bine. Eu m-am bucurat foarte mult să vorbesc cu tine. Da. Știi că tu ești un băiat foarte special. E puternic cu sabie. Și e puternic cu sabie ești, da. Dar de ce vrei să fii cu sabie? Pentru că sunt soldat. Ești soldat? Da, cu sabie, te cucut asta pe mânul de acolo. Oh my goodness. Păi și o să pleci de la mama când o să fii mare? Nu. Păi soldații pleacă de la mama lor. O te lupte. Unde te lupți? Cu Goliat. Cu Goliat te lupți? Da. Și ce o să faci cu el? O să... Zion? O să trag cu praștia în el. O să tragi cu praștia în el? Da. Cu piatra asta. Da? Da. Dar cine îți dă ție putere? Jesus. Da. Și ce mai îți dă ție, Jesus? Să fiu soldat. Să fii soldat te ajută? Da. Și ce ți-o mai dat ție, Jesus? Ți-o mai dat ceva? Da. Mai da. La mine. O să abia asta mai e. O să mai e. Da? Da. Dar ce mi-ai primit de la Jesus? Un elic. Zion? Dar Jesus te iubește? Da. Și Jesus iubește pe toată lumea? Da. Ia spune aici. Tine, de pe mano, de pe tine, de pe mano, de pe tata, de pe mano, de Zion, pe mine. Good job, mami. Iisus te iubește. Merry Christmas.